Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Dărmănești! Salut prezența invitaților din partea instituției prefectului județului Bacău, domnul subprefect Gabi Lupu. Salut și prezența bunului meu prieten, George Simion, și a întregei echipe venite cu domnia sa. Vă salut pe dumneavoastră, toți cei care astăzi sunteți prezenți aici, la unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care în decursul anului le sărbătorim noi românii, Ziua Eroilor Neamului. Aici unde suntem, dorm mulți ostași români căzuți în primul război mondial. Avem aici o groapă comună a celor care au luptat aici la Dărmănești să apere viitoarea Românie Mare. Aici avem pe acest monument trecute numele celor care au căzut chiar pe aceste tărâmuri. În spatele nostru este Poarta de Fier a Moldovei, locul în care românii s-au unit la acel moment și au apărut și au apărat România. Sigur că an de an ne strângem și cu mic, cu mare și cinstim această jertfă supremă. Mereu spun că fără jertfa eroilor români, astăzi n-am fi fost noi așa cum suntem români într-o Românie mare. Din păcate, uneori ne adunăm și ne amintim de acești eroi doar de ziua eroilor. În decursul anului trecem de cele mai multe ori foarte ușor peste această jertfă supremă. De cele mai multe ori ne strângem, în special noi politicienii, și spunem că ar trebui să facem aia sau aia și uităm a doua zi. Spun asta pentru că mă doare în suflet că eroii români nu sunt peste tot cinstiți așa cum ar trebui. Și un pic mai sus, de aici, de unde suntem noi, la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului, o sentință românească spune că trebuie să demolăm acele cruci și trebuie să ne mutăm mai la vale sau mai la deal din cimitirul respectiv, motivând că în 2022 sau în 2023 se pare că pentru a avea liniște într-o coaliție de guvernare, noi românii trebuie să îi tratăm pe acești eroi cu altă unitate de măsură. Atâta timp cât voi fi aici și cât veți fi alături de noi, vom continua să cinstim eroii români, indiferent unde s-au jertfit. Repet, această jertfă supremă ne-a făcut pe noi astăzi să spunem că suntem români, să spunem că suntem liberi, că trăim într-o țară democratică care, dacă n-ar fi fost această jertfă supremă, nu știu dacă ar fi existat. Îi salut pe toți cei prezenți. Salut preoții care astăzi încă sunt în slujbă, pentru că noi aici avem un ceremonial cu 7-8 preoți, dar astăzi sunt la slujbă și așteptăm să termine slujba și poate vor veni. A venit și Părintele Alexandrescu, pe care îl salut, un vașnic apărător al românismului. Aș vrea să îi salut și pe colegii mei din Consiliul Local și din Consiliul Județean, pentru că ne-am permis să țin acest discurs un pic mai larg, știind că Părintele Alexandrescu este pe drum și imediat cum domniile lor sunt gata, vom începe ceremonialul la acest monument cu intonarea imnului de stat.
Urmează ceremonialul religios și rog Părintele Catolic. Dumnezeule, vino mintre ajutor, Doamne, ca să grăbești, ascultă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților eroi ai neamului și ai credinței noastre, ca iertați fiind de păcate și împăcați fiind cu Tatăl, să fie purtați pe umerii bunului păstor în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, miluiește-i! Hristoase, miluiește-i! Doamne, miluiește-i! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți. Te rugăm, întărește-ne în speranța că și pe răposații noștri, eroi ai neamului și ai credinței, îi vei învia la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Hristos a înviat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia. Credincioșilor mântuire. O,
1916-1918, regimentul 27 Bacău, Prundarul Ce Gheorghe, Pădurariu Nistor, Barbu Nicolae, Cojocea Nicolae, Cojocaru Gheorghe, Candet Toader, Maftei Nicolae, Barbu Vasile, Florian Gheorghe, Milea Gheorghe, Tanto Ștefan, Tudor Iacob, Barbu Ilie, Imbrea Ștefan, Merchez Constantin, Boatcă Ioan, Scripcaru Gavrilă, Micu Anton, Pădurariu, Petru Rusu Alexandru, Boatcă Nei Constantin, Ardeleanu Gheorghe, Țăposu Vasile, Gerasim Vasile, Vașloveanu Dumitru, Hunganu T. Vasile, Bolohan Nicolae, Florian Toader, Constantinescu Nicolae, Berzunțanu Gheorghe, Șerban Nicolae, Nădejde Gheorghe, Vindreu Constantin, Microș Ioan, Bugoș Ioan, Lupu Virgiliu, Timaru Gheorghe, Manole Nicolae, Gabor Vasile, Ochiroș Constantin, Răcaie Vasile Astenoa, Ioan Secăreș Gheorghe, Ababe Ioan, Munteanu Alexandru, Marian Vasile, Cotva Simeon, Gerasim Gheorghe, Breneș Ioan, Lăcătuș Ioan, Bolohan Gheorghe, Vișan Petru, Romane Vasile, Bălănucă Nicolae Mitelu, Ioan Țigancene, Vasile Șilder, Leon, Sândurescu Vasile, Văcărașu Ioan, Melis Gheorghe, Apinte Pade, Cel Mare Gheorghe, Albu Nicolae Bindereu, I. Constantin, Milea, Grigore Gheorghe, Borș Vasile, Gromezaș Gheorghe, Pușcașu Ioan, Asande Gheorghe, Ardeleanu Ion, Barbu Ioan, Vrărașu Gheorghe, Mierici Constantin, Ferenț, Ștefan, Codeanu Gheorghe, Ghenavie Vasile, Florian Constantin, Barbu Constantin, Microș Iojit, Tamaș Gheorghe, Buguș Gheorghe. Eroi Rumântre sunt lucruri din avarea Usului, 1916-1918, regimentul 27 Bacău, Zaharia Ion, cel Mare Ioan, Roman Ștefan, Coaicea Ion, Smionescu Nicolae, Ursache Alexandru, Prundarul Doaieș, Florian Stridor, Roman Che Vasile, Balcanul Gheorghe, Balcanarul Gheorghe, Hanganul Nicolae, Barbu Toate, Ursachii Gheorghe, Sângulescu Alexandru, Șerbu Gheorghe, Mica Vasile, Titurlaș Vasile, Boatru Vasile, Șandru Petra, Crăciunel Constantin Soltan, Genicolae, Șandru Petru David, Antaloșu Vasile, Arvinte Mihai, Ciurcă Ioan, Dimireu Alexandru, Chis Mion, Ferenț Ioan, Bogdan Ioan, Polarul Gheorghe, Curtarul Constantin Acolo, Băguș Gheorghe, Bogasiu Neclai, Imre Mihai, Ferenț Luaie, Hanul Petre, Vulcu Gheorghe, Mohan Ion, Vitibelul Gheorghe, Grumeza Ion, Simon Ioan, Hanul Constantin, Soica Constantin, Vitorii Gheorghe, Sandru Ioan, Apostol Neclai, Vitibu Luaie, Trăgătușii Gheorghe, Sfinte, Moise, Ursache, Ștefan, Bostar, Gheorghe, Sigandea Mihai, Cursul Petru, Sigandea Petru, Leanu Gheorghe, Sănurețe Nicolae, Leanu Constantin, Coaite Anton, Dogarul Nicolae, Simion Ioan, Armașul Vasile, Pali Ioan, Coișteanul Nicolae, Curcarul Vasile, David Constantin, Călănucă Mirea, Roman Pavel, Cilescu Ioan, Mohan Nicolae, Furga Gheorghe, Stami Halachi, Râu Roș Gavrile, Chilcanaș Ioan, Ster Alexandru, Stachi Ștefan, Chilcanaș Ion, Curărașul Nicolae Munteanu, Gheorghe, Cucuș și Halache. Eroi români căzuți în luptele de pe Valea Uzului, între 1916-1918, Regimentul 27 Bacău, Constantin Neculai, Buzaru Simion, Stârparu Toader, Stârparu Gheorghe, Buium Iosif, Nădejde Simion, Azăparu Gheorghe, Munteanu Constantin, Simionescu Dumitru, Maior Mihăilescu, Capitan Neculai Valovici, Capitan Câmpeanu Alexandru, Locotenent Necula, Locotenent Amiandescu, Sublocotenent Negrescu Petre, Sublocotenent Ciosu Constantin, Sublocotenent Davidescu Nil, Sublocotenent Popovici, Plutonier Pelin, Plutonier Popa, Caporal Belei,
Ilie Ștefa, Antănase Gheorghe, a Catrinei Neculai, Srogaș Vasile, Carciuc Gheorghe, Grigore Neculai, Bortă Petre, Codivici Vasile, Bălan Vasile, Năstase Ion, Munteanu Ghevasile, Negru Constantin, Ichim Niță, Gerasim Ioan, Sândulescu Toader, Roman Vasile, Stângaciu Vasile, Perduș Ioan, Tamaș Ioan, Macu Ioan, Țigancea Neculai, Hanganu Vasile, Țigancea Ioan, Amărântoai Gheorghe, Ferenț Anton, Perduș Constantin, Abave Alexandru, Docan Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Prințul Știrbei Gheorghe, Locotenent Constantin Soare. Constantin Neculai, Buzaru, Simeon, Starfară, Toader, Starfară, Gheorghe, Buium, Iosif, Nădejde, Simeon, Hazafară, Gheorghe, Munteanu, Constantin, Simeonescu, Dumitru, Maior, Mihăilescu, Capitan Neculai, Valoviș, Capitan, Câmpeanu, Alexandru, Locotenent, Necula, Locotenent, Diamandescu, Locotenent, Sublocotenent, Negrescu, Petre, Sublocotenent, Ciosu, Constantin, Sublocotenent, Davidescu, Nil, Sublocotenent, Popovici, Plutonier, Pelin, Plutonier, Popa, Caporal de Lei, Ilie, Ștefan, Tănați, Gheorghe, Catrin Neculai, Sorogaș, Vasile, Carciuc Gheorghe, Grigore Nicolae, Bortă, Petre, Codivici, Vasile, Valan, Vasile, Năstase, Ion, Munteanu, Vasile, Nef, Constantin, Chimniță, Gerasim, Ioan, Sândrescu, Toader, Roman, Vasile, Sângaci, Vasile, Perduș, Ioan, Sama, Ioan, Mahu, Ioan, Țigancea, Nicolae, Hangaru, Vasile, Țigancea, Ioan, Amărtorai, Gheorghe, Ferenț, Anton, Perduș, Constantin, Abade, Alexandru, Docan, Gheorghe, Dascălu, Gheorghe, Prințul, Firvei, Gheorghe, Locotenent, Constantin, Soare, Cotfas, Nicolae și Cotfas, Vasile. Încă ne rugăm pentru eroii români căzuți pe diferite fronturi de luptă între anii 1939-1944. Urcaru Ioan, Mărini, Gheorghe, Bucuș, Ghe Vasile, Finichiu Ioan, Giurcănaș, Simeon, Tiriplic, Constantin, Toma Vasile, Mititelul Neculae, Abucurii Gheorghe, Cojoce Ioan, Balaș Ioan, Brătescu Gheorghe, Găbărel Ioan, Găbărel Dumitru, Lunganu, Nicu, Tiriplic, Vasile, Sândulescu, Neculae, cel Mare, Gheorghe, Iliescu, Vasile, Docan Alexandru, Docan Dumitru, Ilisei Gheorghe, Chiturlaș Dumitru, Gabor Ioan, Buzatu Gheorghe, Lungu Neculai, Țigancea Constantin, Bogasiu Alexandru Sândulescu Neculai, Apolozan Adam, Dănăile Neculai, Sfârlă Dumitrache, Capitan Ursu Gheorghe, Antalajvei Ion, Chiticaru Petrache, Mocanu Luca, Ajuntat Simeon Toader, Capitan Pruteanu Neculai, Cristache Neculai, Merchez Ioan, Bidica Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Ștefan Crețu, Petru Avram, Mihalache Gheorghe, Mihalache Ștefan, Mihalache Ion, Starparu Gheorghe, Ursache Sandu, Petcu Gheorghe, Azaparu Petre, eroi de la 1874, Regimentul 4 de Robanți, Alungani Alexandru, cel Mare Ion, Gosav Gheorghe, Starparu Gheorghe, Vașlovanu Ion, cu tot neamul lor cel adormit. Eroul din Revoluția din 1989, Maior Popoviș Gheorghe, cu tot neamul lui cel adormit. Pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru eroi căzuți pe diferite câmpuri de luptă din cartierul Lapoș, Dărmăneasca. Simeonescu Dumitru, Simeonescu Gheorghe, Ardeleanu Gheorghe, Arpinte Mihai, Florian Spiridon, Bulgaru Ion, Bulgaru Ion, Florian Gheorghe, Florian Toader, Florian Constantin, Mocanu Vasile, Mocanu Ion, Ardeleanu Constantin, Simeonescu Dumitru, Simeonescu Gheorghe, Simeonescu Constantin, Munteanu Constantin, Munteanu Vasile, David Constantin, Olaru Gheorghe, Bogasiu Nicolae, Bogasiu Petre, Gosav Vasile, Buzatu Gheorghe, Florian Simeon, Simeonescu Constantin, Solonțanu Simeon, Moise Vasile, Solonțanu Simeon, Alexandru Ardeleanu, Constantin Nicolae, Florian Simeon, Munteanu Vasile, Simeonescu Constantin, Mocanu Luca, Sfârțelul Ion, Bogasiu Petre, Buzatu Gheorghe, Mocanu Vasile, Florian Pandele, Mocanu Ion, Vajloveanu Ștefan, Mocanu Vasile, Hânganu Simeon, Mocanu Gheorghe, Simeonescu Costică, Băcranșu Mihai, Simeonescu Dumitru, David Constantin, Ardeleanu Sândel, Stoian Vasile, Moise Constantin, Mocanu Gheorghe, Ailen Gheorghe, Alupe Dumitru, Pota Ion, cu tot neamul lor cel adormit. Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepți se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhului Rușată, trupul care călcați moartea și diavola, ai surpa și dorit viața în vitate,
Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților, fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate, demnitate, poporului român și a de tuturor celor știuși și neștiuți fiecare după numele lor. Și odihnește în loc luminat, în loc vergeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare, suspinare și iartă-le ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, toată greșeala pe care o săvârșit-o e în viața aceasta cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, Dumnezeu să-i ierte. Că nu este om care să fie viu și greșească, mai singur ești fără de păcat. Dreptate, mai dreptate, mi-aș cuvântul tău adevărul, că tu ești învierea, viața și odihna. Sufletelor adormiților, rogilor de fericite, eroi români, căzut pe toate fronturile de luptă pentru apărare țării și a credinței să mă strămoșești. Și ție slavă, lăsăm preluc cu cel părinților al tău, Părinte, prea sfântul și bunul și viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unei născutului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și viitoare de oameni pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc o semintele lor, păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge a dat păvlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă și iartă-le orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastre a sfinților rămucenici. Și precum s-au arătat cinstit de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, căci acești viteji ostași purtători de bruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-ne în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim, acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cel mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, și pe tronul slavei împărăției Tale, și pentru jertfa înaintașilor binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi ca armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor potrivnici, bună sporire și îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cernice, Părinte binecuvintioasă. Cel ce s-a înălțat într-o slavă de pe pământ la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților și întru toți lăudaților apostoli, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, eroi pomeniți,
în corturile dreptilor să le așeze, în sura Abraham să le odihnească, cu dreptii să le numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Stimate oficialități, preocupcenici părinții, iubiți credincioși, iată-ne la acest moment înălțător, fiind vorba și de înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, pe care noi am observat-o astăzi, moment înălțător pentru că mai mult ca oricând ne amintim de cei datorită cărora, așa cum ați auzit în rugăciune, noi suntem liberi acum, trăim, avem aproape de toate și sigur suntem doar datori să mulțumim lui Dumnezeu și acestor eroi ai neamului românesc, pentru că, iată, pe jertfa lor, pe jertfele lor, s-a clădit țara noastră, patria aceasta și, sigur, și credința creștină s-a menținut, că poate acum puteam fi mahomedani sau alte religii. Dar iată că suntem creștini, neamul acesta românesc, pe jertfa acestor eroi, sigur, și-a păstrat și credința și neamul. Sigur că există această legătură între jertfă și înălțare. Sigur că trecem, ei au trecut prin jertfă și s-au înălțat și la Dumnezeu și iată că biserica nu i-a uitat niciodată. Sigur că a fost perioada aceea neagră a comunismului, când nu aveam voie să mai mergem la monumente în afara incintei biserici, dar și acolo noi ne-am rugat de fiecare dată, cel puțin noi aici la Biserica Izvorul Tămăduirii, unde avem sub monumentul de acolo câteva din osemintele aduse de aici, a eroilor aduse de aici atunci când s-a construit noul port de școală aici la Dărmănești. Sunt aduse acolo și ne rugam acolo pentru eroi. Sigur, cultul eroilor s-a tornicit începând cu anul 1920, de către primul patriarh al României, cu pauza respectivă, așa cum spuneam, între ghilimele și apoi reluat din 1990. Nu trebuie să uităm odată pe cei care s-au jertfit pentru noi. Indiferent ce restricții avem sau vom avea, eroii noștri rămân eroi. Slavă eroilor români! Doamne ajută! Într-o fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne sufletelor adormiților, robilor Tăi și nefălor veșnică pomenire! Veșnică centrale. Aș dori, dacă sunteți amabili și de acord, să citim cu voce tare toți ce scrie aici deasupra. Să ne facem glas al celor care nu mai sunt și au murit pentru noi. Vă rog, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Să dea bunul Dumnezeu și generațiile viitoare după noi să spunem și noi, să spună și ei la fel despre noi, că ne-am făcut datoria. Hristos s-a înălțat. Amin.
Mulțumim. Mulțumesc preacucernicilor părinți pentru frumoasa slujbă și îl invit aici alături de mine pe domnul subprefect Gabi Lupu în calitate de reprezentant al instituției prefectului județului Bacău. Stiți prelați, domnule primar, onorați invitați, dragi drămăneșteni, ca în fiecare an, astăzi, cu profundă emoție și veșnică recunoștință, ne îndreptăm gândurile spre cei care astăzi nu mai sunt, dar au rămas în mintea și inima noastră, acești eroi cunoscuți și necunoscuți. Poate mai mult ca în oricare altă locație din țara noastră, această vale a fost inundată de sângele celor care astăzi nu mai sunt. Avem deci obligația morală, sacră, ca cei tineri, cei mai puțin tineri, să ne cunoaștem trecutul, să cunoaștem aceste fapte de vitejie și eroism a acestor eroi, pentru ca noi să putem trăi cu demnitate astăzi, dar mai ales să avem și viitor. Domnule primar, stimați invitați, dați-mi voie să vă adresez un gând curat și o invitație la a trăi împreună, să respirăm și să trăim românește, mai ales astăzi, să-i facem mândri pe cei care s-au jertfit pentru noi, pentru idealurile, pentru valorile pe care astăzi le numim democratice și să dea Dumnezeu să-i pomenim nu doar azi, ci zi de zi, amintindu-ne că suntem aici datorită lor. Dumnezeu să-i odihnească și Dumnezeu să ne vegheze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule subprefect. Mesajul dumneavoastră este un mesaj care merge la suflet, pentru că, așa cum spuneam eu mai devreme, ne amintim rar de eroii noștri și doar la anumite, să zic, situații de criză. Pentru că George mi-a spus că este în criză de timp, îl rog să ne spună câteva cuvinte, încă o dată mulțumindu-i lui și echipei care astăzi a ales din multitudinea de variante pe care au avut-o să vină la Dărmănești, să cinstim împreună eroii care s-au jertfit apărând poarta de fier a Moldovei. Dacă poarta de fier a Moldovei, adică Valea Uzului, ar fi căzut, cu siguranță guvernul care era refugiat la Iași ar fi avut o reală problemă și România ar fi avut o problemă. Cei care s-au jertfit aici, apărând acest ținut, cred că merită tot respectul și toată considerația noastră. Te rog, George. Hristos s-a înălțat. De acolo unde s-a sfârșit pământul, vin oameni să ne ia pământ și frați. Și în fața lor abia rostim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Mă bucur că am putut împreună să cinstim memoria celor care și-au dat viața ca noi să avem astăzi o țară. Mi-a zis domnul primar mai devreme că noi toți acum călcăm pe osemintele eroilor care au luptat în primul război mondial ca noi să avem o Românie întreagă, de la Nistru până la Tisa. Aici sunt osemintele celor care au luptat ca noi să avem o țară. La 100 de ani de atunci, în anul centenarului, administrația locală din Dărmănești, locuitorii acestei urbe au făcut un efort și au pus 50 de cruci la căpătăiul eroilor care și-au dat viața în bătălia de la Valea Uzului, unde au luptat și maghiari, și români, și slovaci, și italieni. Și mă bucur
că astăzi, împreună, catolici, ortodoxi, penticostali, baptiști, ne-am dat mâna și am spus un Tatăl nostru pentru memoria eroilor care au luptat pentru țara lor. Dacă îi lăsăm pe alții să facă ce vor pe pământ românesc, să preia guvernarea, să preia administrația, să preia justiția, să ne dărâme crucile, să ne calce în picioare, înseamnă că noi nu suntem vrednici și noi nu ne facem astăzi, în anul 2023, datoria. Fac un apel către viitorul guvern, oricare ar fi acesta, să oprească în a ceda suveranitate națională, în a ceda demnitate și să oprească distrugerea, dărâmarea crucilor eroilor români. Nu credeam în anii aceștia de pace și de demnitate în care trăim că vom mai avea astfel de amenințări. Opriți această fără de lege, pentru că neamul nostru românesc nu a murit. Îi mulțumesc domnului primar Constantin Toma. Îi mulțumesc prefectului de la acea vreme, doamna Maricica Coșa, care a fost dat afară pentru că n-a vrut să respecte ordinul doamnei ministru Carmen Dan. Mulțumesc fiecăruia dintre voi că atunci când a sunat alarma, ați venit la Valea Uzului pentru eroii români. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ. Am venit astăzi aici, vă mulțumim de invitație, mergem mai departe la Valea Uzului pentru a ne face și noi datoria. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc, George, și sper ca spusele tale să fie auzite de viitorul guvern și să caute soluții la problemele eroilor români, că nu sunt nici problemele noastre ale dărmăneștenilor, nici ale, eu știu, doar ale românilor. Sunt problemele eroilor noștri pe care noi trebuie să îi cinstim. Mulțumesc întregii echipe care au venit astăzi la Dărmănești pentru a cinsti eroii și pentru că avem niște copilași frumoși care vor să ne încânte cu câteva poezii. Haideți înainte să ascultăm acești copii frumoși, după care vom depune coroane și gerbe la Monumentul Eroilor. Vă rog! De Aurelandia. Ei n-au apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă și în dreapta însinau dragostea de țară. I-au apucat la să închine și să moară. Azi trupul lor ascuns pe sub pământ este în istorie cuvânt. De rugăciune și iubire pentru țară ei au știut doar să se închine și să moară. Eroii noștri sunt cuminți, au apucat doar să se închine. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi. Cât mai trăim să nu-i uităm, un semn de dragoste doar să le dăm. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi. Voi spirite viteze, amarilor străbuni, aflați că în țara noastră noi mai suntem români. Îl mai purtăm în inim pe bravul Decebal și n-am cedat cu toții la cotropii rival. Slăviți străbunei noștri din vremuri de lumini, noi suntem încă oameni, noi mai suntem stăpâni și dâși ne ținem încă pe plaiul românesc, în legea cea străbună și în dreptul strămoșesc. Inima aprinsă a marelui străbun luminează viața neamului român. Inima vitează, inima de foc, dă-ne fericire.
și noroc. O Doamne, mult slăvite din moși și din bătrâni, ascultă noastră rugă, noi vrem să fim români, să-i ardem din neamuri pe Iuda și Cain, să ne spălăm de ură, de teamă și venin. Trezește-te, române, și nu mai sta în genunchi, ești rodul cel mai mândru, născut din vechiul trunchi. Ridică-te, române, fecior din Decebal, ridică-te, Moldovă, ridică-te, Ardeal. Inima aprinsă a marelui străbun luminează viața neamului român. Inima vitează, inima de foc, dă-ne fericire, pace și noroc. La focul care vie, veniți să vă închinați, român de pretutindeni, veniți surori și frați. Pe inima speranței, jurați fecior nepoți, o viață în libertate sau moarte pentru toți. Mulțumesc! Trei v-am, toți trei de George Coșbruc. Avea și dânsul trei feciori și au plecat toți trei deodată la tabără, sărmanul tată. Ce griji pe dânsul, ce fiori, când se gândea că-i greu războiul, n-ai timp să simți că mori. Și luni trecut au după luni și-au fost de veste lumea plină că steagul turcului se închină și mândrii codrului pe uni români au isprăvit războiul că s-au bătut nebuni. Scria în gazetă că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară toți cei plecați de astăvară și rând de rând veneau în sat. Și ieri, și astăzi, câte unul din cei care au plecat și ai lui întârziau, plângând de drag care să le vadă, sta ziua în prag, ieșea pe stradă, cu ochizarea măsurând și nu-mi veneau, și dintr-o vreme gemea, mătut de un gând. Căprarul vechi iese în prag. Ce-mi face Radu? El întreabă. De Radu este mai cu grabă, că Radu este cel mai drag. E mort. El a căzut la plevna cel din tâi și rag. O, bietul om, de mult simțea că Radu-i dus de pe-astă lume, dar astăzi, când știa anume, el sta năuc și nu credea. Să-i moară Radu, acest lucru el nu-l înțelegea. Blestem pe tine, braț dușman! Dar Georgea nostru cum o duce? Sub glie, taică și sub cruce, lovit în piept de atagan. Dar bietul Mircea? Mort și Mircea, prin voi, prin la Zmârdan. Ei n-au mai zis niciun cuvânt, cu fruntea în piept, ca o statuie, ca un Hristos bătut în cuie, țineau privirile în pământ. Părea că vede dinainte trei morți într-un mormânt. Treceau bărbați, treceau femei și uruiau trăsuri pe stradă. Soldați treceau făcând paradă și atunci deștept privi la ei și-și duse pumnii strânși la trâmpe. Trei, Doamne, și toți trei! Thank you.
jugul nu l-au mai răbdat. Au murit pe câmp luptând și din jertfa lor am învățat să n-am teamă pe pământ. Nici o țară în lumea largă nu-i doar bună sau doar rea, dar nici alta nu e dragă cum este România mea. Neamul țara nu le tragi la sorți, noi români vom fi mereu. Pe străin dușman să nu-l socoți, toți avem un Dumnezeu. N-ai vreun merit să te naști român, cel de sus s-a vrut așa, dar prin muncă și prin gândul acest pământ, cât durează.
avem un sat departe și un grai ce n-are moarte. Cât ai cui, zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte. Cât ai cui, zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât durea nevoi izvoare, aruncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevoi izvoare, aruncând de ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară și la patul lui de moarte toți boierii s-adunară. Și la patul lui de moarte toți boierii s-adunară. Un dangă plin de jale, Ștefan, vodă al Moldovei.
trăiește, fă-n vodă mai trăiește. Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă mai trăiește. Hristos a înălțat! Ah.
Asociația Cultul Eroilor. Asociația Cultul Eroilor. Delegația este condusă de domnul colonel Roman. Coroane, școala numărul 2, delegația este condusă de doamna director Cengher. Depune coroane Liceul Tehnologic, delegația este condusă de doamna directora Sandei. Depune coroane organizația PSD Dărmănești. Ceremonialul de depunere coroane și jerbe s-a